în planul politicii externe, ceea ce este prevalent și nu e doar de azi de ieri, ci este un, dacă vreți, un fir roșu al întregului nostru demers de politică externă post-89, accentuat evident pe măsură ce anii au trecut, a fost continuitatea. În materie de politică externă, obiectivele rămân aceleași, respectiv pentru noi este extrem de important faptul că între timp am reușit să suntem membri ai Alianței Nord-Atlantice, ai Uniunii Europene, avem parteneri strategici cu Statele Unite ale Americii, ceea ce este foarte important și asta și-a propus și acționăm în această direcție, actualul guvern, este ca să consolidăm, dacă vreți, să facem ca România să fie mai asertivă, mai vizibilă, mai activă în interiorul structurilor în care ne aflăm. Acestea sunt aspecte care se află în centrul activității Ministerului de Externe, în ideea aceea despre care vă vorbeam, în efortul nostru de a face ca România să fie o voce care să conteze tot mai mult în interiorul structurilor în care ne aflăm. Da. Și vreau să vă spun că, de exemplu, în privința gestionării la nivel de Uniunea Europeană, Alianța Nord-Atlantică, a relațiilor cu Republica Moldova, România este în momentul de față un actor esențial de ale cărui opinii, ale cărui sugestii sunt reținute cu maximă atenție și de altfel, vă spuneam, suntem într-un dialog foarte strâns pe această temă. Lucrul e valabil și pentru alte domenii. Lucrul despre care se pare că cel mai potrivit este să vorbim este că România, dacă România are capacitatea să fie și mai puternic actor în zona în care se află și în interiorul Uniunii Europene și în interiorul Alianței Nord-Atlantice. Și vreau să vă asigur că are România aceste capacități și de altfel ele, zic eu că se văd, încep să se vadă sau se văd tot mai bine.